Reacția companiei FlyOne vine la aproape o săptămână de la incidentul legat de zborul său charter de pe ruta Heraklion-Chișinău, când o aeronavă a stat blocată pe aeroportul din capitala insulei Creta din cauza problemelor tehnice. La adresa companiei a fost lansată o adevărată campanie de denigrare cu speculare de date false expuse intenționat tendențios pentru a plasa compania FlyOne într-o lumină proastă, se spune într-un comunicat de presă. Fără să dea nume, operatorul de zbor mai menționează că știe cine sunt comanditarii și care sunt intențiile lor reale, și anume de a avantaja unii concurenți pe piața de profil, dar și în a pregăti terenul pentru o nouă companie aeriană la sfârșitul acestui an. Atât responsabilii din domeniul aviației, cât și administratorii aeroportului Chișinău spun că nu dispun de asemenea informații. Noi nu avem careva informații sau careva solicitări. Defecțiunile apar și nu numai la FlyOne, apar la toate companiile. Important ele să fie depășite la timp, fără consecință. Compania aeriană FlyOne mai anunță că în timpul apropiat flota sa va fi suplinită cu încă o aeronavă, iar graficul zborurilor va reveni la normal. Duminica trecută, 170 de moldoveni au stat blocați în Heraklion, după ce avionul spre Chișinău a făcut cale întoarsă după o oră de zbor din cauza unor probleme tehnice. Moldovenii au ajuns acasă abia după 32 de ore de așteptări.